La conferința de presă a PNL Giurgiu de vineri 29 aprilie au fost prezentați o parte din candidații PNL pentru Consiliul Local Municipal, alături de copreședintele Dumitru Beianu și președintele de la municipiu Florian Nicolae, candidat pentru funcția de primar al orașului Giurgiu, s-au aflat Alina Meclea, Adelina Sârbu, Ladislau Pic și Adrian Anghelescu, patru dintre liberalii aspiranți la un post de consilier municipal. Astfel, copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beianu a vorbit despre faptul că PNL are și logistica necesară, dar și oameni pregătiți pentru a aborda teme de interes local și județean. Mai mult, PNL are și un candidat pe măsură pentru primăria municipiului, pe Florian Nicolae, dar și o echipă redutabilă pentru Consiliul Județean și un candidat cu șanse reale pentru funcția de președinte la administrației județene, care are susținere în teritoriu, Dumitru Beianu. Sunt aici lângă Nicolae Florian. În toate sondajele favorit detașat al alegerilor pentru primăria municipiului Giurgiu. Vreau să spun că îi urez succes și sunt convins că va fi primarul municipiului Giurgiu, dar asigur în același timp că dacă voi ajunge președinte al Consiliului Județean, vom fi parteneri pentru toate problemele importante lăsate de izbeliște în acest mandat din municipiul Giurgiu. Așadar începem campania, eu și Nicolae Florian, convins fiind că ne adresăm unei comunități giurgiuvene care înțelege diferențele, care reușește să citească dincolo de aceste campanii de presă agresive, negative, care pe mine m-au avut cumva în prim plan în ultima perioadă și cred că vom câștiga încrederea, votul giurgiuvenilor și singura noastră preocupare mai importantă decât succesul este să nu dezamăgim în perioada următoare până în 2020. Despre oamenii propuși de PNL a vorbit și președintele organizației municipale Florian Nicolae, care susține că aceștia sunt buni profesioniști, oameni cu expertiză în domeniul în care au activat și care vin să aducă un plus în Consiliul Local sau Județean. Împreună cu echipa mea am reușit să stabilim un program pentru o bună administrare a municipiului Giurgiu, program care o să fie pus la dispoziția tuturor giurgiuvenilor, începând cu prima zi a alegerilor, a campaniei electorale. Sunt convins că problemele pe care noi dorim să le rezolvăm în municipiul Giurgiu sunt cele dorite de cetățeni, pentru că de acolo le-am extras din discuțiile purtate cu cetățenii. Cadre didactice cu experiența Alina Meclea și Adelina Sârbu s-au referit în principal la domeniul educației și la unele măsuri menite a îmbunătăți activitatea în acest domeniu prioritar pentru PNL Giurgiu. Este foarte important să nu privim domeniile separat, să nu vorbim de educație, sănătate, de locuri de muncă sau de infrastructură, în condițiile în care în Giurgiu sunt legate, sunt oarecum domenii conexe. Pentru noi este prioritară într-adevăr educația și nu numai. Vorbesc strict despre educație pentru că este domeniul meu și ne gândim la educația copiilor noștri care reprezintă viitorul acestei țări. Ne dorim în Giurgiu și nu numai în municipiu, ci și în județul Giurgiu un învățământ de calitate. Ne dorim creșe, ne dorim grădinițe, școli și licee la standarde europene. Ne dorim înființarea acelui centru de excelență. Despre domeniul sanitar a vorbit doctorul Ladislau Pic, care a subliniat că în acest domeniu, din păcate, problemele sunt multe și variate. Fiindcă le cunosc și au soluții, liberalii se gândesc la rezolvarea lor. Sunt mândru și în același timp onorat de încrederea pe care ne-a acordat-o Partidul Național Liberal de a face parte dintr-o echipă care este constituită din oameni valoroși, oameni cu expertiză în marea majoritate a domeniilor cu care ne vom confrunta în perioada imediat următoare. Și Adrian Anghelescu, de profesie aviator, se află pe lista PNL pentru Consiliul Municipal, fiindcă vrea să schimbe imaginea orașului alături de viitorul primar liberal, Florian Nicolae, dar și de colegii săi liberali. Nu sunt aici doar pentru a dezvolta de la valorile simpliste ale unei urbi și mă refer la singularitate cromatică pe care am observat-o peste tot în Europa, la rezolvarea spațiilor peisagistice. M-am săturat în primul rând și mi-e rușine ca virgulă toți prietenii care vin aici la mine să mă întrebe dacă nu cumva ne aflăm într-un ghetou sau la marginea orașului, eu locuind pe alea plantelor, în spatele aleilor. M-am săturat să mi se spună că principala atracție a Giurgiului este Ruse. Mai multe detalii cu privire la conferința de presă a PNL Giurgiu de vineri 29 aprilie puteți afla urmărind ediția specială ce va fi difuzată în această seară imediat după jurnalul de știri.